Împărțirea așa pe care v-a dat 2 și 2 ori 2, 4. Extraordinar! 14 are nevoie! Deci aici are nevoie de 14. Adică, domn profesor, facem în mersul invers, 14 împărțirea 2 ori plus, deci. Dacă noi acolo facem, dacă noi acolo avem 14 împărțirea 7 ori 2, care cât ne dă, domn profesor, că dacă ne gândim, ne dă 4. 14 plus 9. Da, 9 a fost în varianta aceea care nu a mers. Deci nu cu 9. Cu cine? 30? 30 poate merge? 14. Restul ăsta de aici. Asta se ajute. Domn profesor. Restul, după ce am mâncat 3 cincini, eu mai am mâncat 2 cincini. Păi dacă e 14, 14 e numărul al doilea, domn profesor. 14 e 2 cincini, copii. Păi da, dacă e 2 cincini, mai adăugăm un... Deci dacă 14 este egal cu 2 cincini din cineva... Adică acolo avem 3 cincini. Deci cu unul mai mult, practic, noi avem acolo... Deci dacă luăm așa... Nu, atenție, aici, Daria, te grăbești foarte tare. Stați. Deci 2 cincini din cineva e 14. Domn profesor, 40 de ceva. Din cine? Din cine să fie acela? Că dacă am făcut problema. Păi nu mai putem să adăugăm, dacă mai adăugăm un 4. Acesta care nu se cunoaște. Sau? Nu. Acesta care se cunoaște înseamnă așa. 14 ori 5 împărțit la 2. Deci acela care nu se cunoaște este 14 ori 5 împărțit la 2. Ia să vedem. 14 ori 5 cât este? 14 ori 5 dă 70, domn profesor. 70 ori 2? 70 ori 2? Împărțit la 2? 35. 35. Deci 35 ar fi numărul căutat. Eram aproape! Era 30! Eram la 40! Să vedem dacă merge. Proba. Dacă merge, înseamnă că am avut o idee bună și... Ia să vedem cum face 35. 30 și 5 împărțit la 5 ori 3. Deci zicem... 3 pe 5 din... Da. 3 pe 5 din 35 este egal cu cât? Cu? Egal cu 14. Egal cu? Cum se face? 35 împărțit la 5. Așa, 35 împărțit la 5 ori 3 și face cât? 21. 7 ori 3, 21. Și acum din 35 scădem ierul 1, primul rest. Din 35. Scădem 21 și ne va da 14 împărțit la 7 ori. 14. Acum, 2 pe 7, deci iar 2, 27 din 14 este egal cu 35 împărțit la 5. Face cât? 27 înseamnă 14 împărțit la 7. Împărțit la 7 ori 3, ori 2. 2. Nu, stați. Da, ori 2, 2, 4, 4. Ăsta este 4. Perfect, o mers. Da, așa îmi dă 4. Deci el o visat aici fain de tot și eu vreau restul ăsta să fie 14 ca să împart la 7. Păi te gândeai la cât mergea așa, păi mi era mai ușor că dacă puneai, trebuia să fie oricum un multiplu de 7. Și David a mers ăla, care vine primul, 14. David, ai fost foarte tare. Bravo, David. Domn profesor, eu am calculat în minte, mi-ai dat în telefon. De ce asta mai avem... S-au dus o oră, peste o oră. O oră și 11, domn profesor. Lăsăm așa, s-au rupt el așa, dar aici. Acum text aproape de... E 6.59. Așa, s-a aproape de oră, da? Iată, e bine, să vă arăt cum era șmecherea făcută cu segmente. Vreți? Nu. Segmente sau vom întreba? Nu, da. Nu, lăsați. Iată, putea, iată să ceartă cu mine. Pentru că rămâne, pe acolo rămâne 2 și mai adăugăm 5 segmente. Să vedeți, să vedeți cum merge cu segmente. Atenție! Da. Atenție cu segmente! Cu segmente cum merge, da? Să vedeți imediat. Haideți, dragi, cu segmente. Cine mă rog? Vreau să mă arăt să da. Vreau să mă... Vreau să fiți atenți. Vedeți ce faină chestie cu segmente. Sandra vă va ajuta și vă va îndruma. Un segment care reprezintă suma. În cât se bat
tot segmentul. Dar lăsă cum faci, domnul profesor. 5. În 7 ori 5, 35. Dar de ce 7 ori 5 e legătură mare? Ăsta, 5 ori ăsta și tu mai am nevoie să mai par și la 7. Îmi bat odată la 5 până la 7. De aceea fac 5 ori 7, 35. Nu are legătură. Șaptele ăla cu 5. Bun, hai să împărțim în 5 atunci. Merg așa? Merg în 5. Nu, dar eu am încercat în 5 și nu am mers. Una, două, trei, patru, cinci. Da? 5. Cred că ați pus la 7 să vă spuneți. Deși nu are logică pentru că... Alo? Da, și am lăsat din greșeală de o bagină. Eu sunt profonet, da? Ești mulțumită? Da. Mai bine? Foarte bine. Din ce clasă ești tu? Davide. De la satul mare, nu? Davide. Așa, dar tu te uiți la profonet online acum? Deschide calculatorul și te uiți la profonet online, că asta e toată povestea, că sunt de vorbă. Care vine cu noi? Aha, așa. Bun. Ia să facem așa. În momentul de față, atenție, împărțim fiecare segment în cât? În 35. Nu, în 7. În 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Am prins că trebuie să-l... Totuși trebuie... Avem acolo și 7 și trebuie să-l împar. Asta-i stăcheria. Și noi cât am luat? 3 cincimi, da? Iau 3 cincimi. Pe aia am luat. Și acum restul de aici îl împărțim în 7. Știi câte bucăți avem? 7 și cu 7, 14. Asta-i tare. Tare de tot. 14. Aveam 14 și făceam de câte ori aveam. Și luăm 2. 14 4. Și 14 4. Și dacă facem 14 4, deci luăm 2 șeptim. 2 șeptim din 14. Știu că ne dă. Da? 56. Deci asta este. 2 șeptim din acești 14 înseamnă că luăm 4 de supra 14 și rămân 4 la noastră și rămân 2. Și ne rămâne aceste 4, da? Și iată că am aflat cât rămâne una. Da? Alo? Da? Ei, deschis calculatorul, vezi pe Prof Online? Da. Ce fac eu acum? L-ai deschis acum? Da. Păi intră acolo la Prof Online exact să mă vezi și spui ce fac eu în clipa asta. Să fiți sigur, domn profesor. Când reușești, mă spui. Îmi spui ce fac. Haide să ne întoarcem și să spunem ce am făcut noi astăzi. Multe chestii amuzante și frumoase. Foarte tare. Domn profesor, ca să vă dați răspunsul scurt. Fracții. Da. Fracții. Deci am făcut așa. 1. Am aplicat și metoda figurativă. Lucru cu fracții, da? Metoda figurativă. Fracții. Dar și... Deci ați auzit, domnul profesor, au crezut că o să fie mai grele. Da, fracții. Fracțiile nu sunt grele dacă le înțelegi din prima. Urmă, 2. Fracții. 3. Aflarea fracției unui număr. Fracției unui număr. 4. Aflarea numărului când cunoaște fracția sa. Da? Aflarea numărului când cunoaște fracția sa. Și probleme diverse. 5. Probleme diverse. Gata. Ia să întreb eu dacă acum ea... Eu ce fac eu acum? Ei, mă auzi?
Ce fac în momentul de față? Vorbiți cu mine. Ce? Ce fac eu în momentul ăsta, te rog? Poftim? Dacă ajut pe altcineva, dar acum, în clipa asta, ce fac? Ce am eu în mână? În mâna dreaptă, eventual, cretă, dar în mâna stângă? Telefonul, așa este, da. Da, te uiți la mine, perfect. Ei, haide că acum începem lecția la clasa a 7-a și o să spunem problema ta, bine? Da. Ești pe proful online TV, categoric, și acum să îmi pui problema în dat. Când intri și clasa a 7-a, așteaptă să intri clasa a 7-a și mă sun cu problema ta, bine? Închide telefonul acum și mă dictez atunci. Să-și facă intrarea, domnule. Acum, imediat. Domn profesor, da. Să-și facă intrarea. Da. Bine. Gata, schimbăm garda. Să rămână! Asta e mare bucurie. La mulți ani, la mulți ani.